România trebuie să intre în război. Vestea a venit acum, lucrurile sunt destul de groase. Jurnalistul Doru Bușcu a fost invitatul podcastului România lui Cristache de pe canalul de YouTube Hai România. În cadrul căruia a vorbit despre riscurile la care este expusă Republica Moldova în contextul ultimelor declarații ale președintei Maia Sandu despre un eventual plan al Rusiei de a înlătura puterea. Pro-europeană de la Chișinău Jurnalistul Doru Bușcu a declarat că România trebuie să ajute Republica Moldova pentru a intra în Uniunea Europeană și să aibă loc înfrățirea pe criterii economice între cele două țări. Trebuie să ne detașăm de obsesia unirii. Moldova este o iluzie emoțională pentru România. Trebuie ca acest popor, pașnic, primitor și ospitalier, noi, adică românii, să ne detașăm de obsesia unirii. E foarte bine că vrem, în ultimul sondaj, 56% dintre români ar vrea să ne unim cu Moldova. Dar hai să nu ne unim acum. În schimb, Republica Moldova ar putea fi pentru noi o prelungire a teritoriilor românești, foarte rentabilă și foarte inteligentă. Noi trebuie să ajutăm Moldova să intre în UE, să ne înfrățim pe criterii economice. Nu are rost să transformăm acest patos într-o obsesie politică, pentru că nu e bine. Dacă Republica Moldova va fi atacată, România trebuie să intre în război. Se consumă tipul ăsta de conversație. În Moldova lucrurile sunt destul de groase, sigur că Putin și rușii fac ceea ce știu și folosesc parul. Cred că consultanții americani au spus că dacă folosesc rușii parul, folosește și tu parul. Face la abuz de propagandă, fă și tu. Pentru că conspirațiile sunt credibile. Lumea a crezut, dar și-a atins efectul: suntem sub asediu, rușii sunt răi. Este o dare reciprocă peste bot. Nu trebuie să ne aprindem pe problema moldovenească, a explicat jurnalistul Doru Bușcu în cadrul podcastului România lui Cristache.